Dosarul electronic de sănătate va cuprinde toate informațiile medicale ale bolnavului considerate vitale, alergii, grupă de sânge, boli cronice, proteze, dispozitive, internări și ultimele prescripții. Din punct de vedere medical, acest dosar poate fi accesat de toți doctorii care au cod de parafă, sunt specialiști și au semnătură electronică. Însă, la acest moment, lucrurile nu sunt destul de clare nici pentru pacienți și nici pentru medici. Cei din urmă, în speță, reprezentanții medicilor de familie sunt de părere că implementarea dosarului electronic ar fi trebuit să se facă în primul rând în cazul spitalelor, pentru o mai bună desfășurare a activităților, pentru transparența banilor, dar și pentru crearea unei baze de date bine stabilite cu privire la pacienții internați. O altă problemă pusă de medici de familie este aceea că încă nu se cunoaște cine deține proprietatea datelor pacienților. La acest moment nu există în tocmai bine clarificate condițiile în care se desfășoară acest lucru, suportul legislativ pentru care dosarul electronic să funcționeze și partea etică. Necesitatea unui consimțământ informal din partea pacientului care să știe că datele lui sunt prelucrate de dosarul electronic și că sunt utilizate în sistemul național de asigurări. Medicii de familie sunt de părere că ar trebui mai întâi de toate să se încerce o pilotare acestui program prin care să fie pusă la punct partea legislativă pe baza căreia se va desfășura activitatea. Aceștia consideră că ar fi bine să se știe încă de la început cine deține proprietatea datelor pacienților și în ce măsură există acces la aceste date. Mai puțin de jumătate din medicii de familie lucrează cu softul gratuit oferit de stat. Tot ei sunt cei care încarcă automat datele în dosarul electronic, fără consimțământul pacienților. Mai puțin de jumătate din medicii de familie din țară raportează date automat nu pentru că vor, nu pentru că pacienții și-au dat acordul, ci pentru că altfel nu pot merge mai departe să emită rețeta electronică până nu furnizează datele în soft. Iar asta este o preluare automată a datelor fără ca medicul sau pacientul să o fi cunoscut de la început. De asemenea, populația nu cunoaște și nu înțelege cum funcționează acest dosar, unde se duc informațiile privind sănătatea și nici termenii de confidențialitate. Cu toate acestea, autoritățile susțin că dosarul ajută la observarea mai bună a modului în care sunt cheltuiți banii în sistem.